Derbiul Pandurii-Cerneți ASE Turnu Severin a stabilit configurația podiumului din Liga a 4-a Mehedinți încă dinaintea ultimei etape. Dacă Recolta Dânceu era virtual campioană județeană, singura necunoscută mai era stabilirea echipelor care completează podiumul sezonului 2021-2022. Suspansul s-a risipit după ce Pandurii-Cerneți a dispus cu scorul de 4-1 de ASE Turnu Severin și astfel și-a consolidat locul secund. Echipa severineană va încheia campionatul pe locul 3, indiferent de rezultatele din ultima etapă. Sigură de locul 4 este ASE Obârșia de Câmp, în timp ce Viitorul Cujmir va încheia sezonul pe locul 5. Nou înființatele Viitorul Severin și Viitorul Corcova au avut și ele o prestație bună, fiind pe locul 6, respectiv 8, din 12 participante. În subsolul clasamentului, Real Vânători și Inter Salcia vor lupta pentru a evita ultimul loc.